Bună dimineața! Nu-i, uite, du-te și mai tare! Bună dimineața! Dintr-o zi de sâmbătă, 17 iunie, e deja mijlocul lunii iunie și m-am gândit astăzi pentru că tot am vorbit cu voi și ați spus, v-am întrebat ce ați să mai vedeți pe canalul meu sau nu știu ce v-am întrebat, sino atunci dacă vreți să vedeți un clip despre ceva, o temă anume, nu mi-am amintesc exact, a fost un clip anterior sau cu două clipuri, printre răspunsuri am primit și un daily vlog lung. Că vă e dor de un daily vlog de-al meu, scuzați părul ăsta minunat, v-am zis, nu m-am trezit foarte mult, m-am trezit de vreo oră și încă nu mi-am băut cafeaua, așa că m-am gândit să dau drumul să dau drumul unui daily vlog. Coborâm, facem cafeaua, dar până facem cafeaua vreau să vă vorbesc despre un produs pe care vreau să-l încercăm împreună. O să încercăm împreună, dar ceva mai târziu, în acest daily vlog, însă vreau să scap de ambalajul de cutie și este vorba despre acest produs care se numește Wand Level Up Butter Cleanser de la Oriflame. Este un produs pe care l-am primit într-un timp de produse cu Simona Stan. E un produs pe care mi-l doream de altfel și este un balsam demachiant. Exact așa. Deci butter cleanser. Balsam sau unt demachiant. Unt în acest caz, dar eu am mai folosit unul de la Hello Clean, pe care l-am cumpărat de pe Biocard, v-am arătat la momentul respectiv, există pe canalul meu un clip dedicat unboxing-ului de pe Biocard și acolo v-am arătat că mi-am luat două balsamuri demachiante de la Hello Clean, extraordinar de bune, unul l-am terminat și o să vedeți cât de curând în produse terminate, dar celălalt nu l-am desfăcut încă pentru că vreau să-l testăm pe acesta de la Oriflame. Eu l-am primit cadou, v-am zis. Știu că într-o perioadă îmi cumpăram și multe chestii de la Oriflame, dar nu mi-am mai luat de foarte multă vreme. Dar ăsta chiar mi-l doream și m-am tot uitat ce să pun în colț, doar că nu aveam și alte produse pe care mi-l doream și am zis că nu plătesc 20 de transport pentru un singur produs. Mă rog, mai aveai ceva produse bune, dar s-au scumpit destul de mult în ultima vreme și sincer cred că pot să-mi iau și ceva mai accesibile și care își fac treaba la fel de bine. Și este vorba despre acele seturi de skincare de la Novage. Eu luam înainte undeva cu 160 de lei cu tot cu reducerea mea de reprezentant, dar acum costă peste 300 de lei și sincer mi se pare mult. Bun, trecând peste asta, așa arată produsul. În acest tub vine, are 150 de mililitri. Nu știu să vă zic despre preț, dar o să mă interesez și vă scriu aici undeva care este prețul, dacă vă interesează, dacă vă l-ați testat, de asemenea să-mi scrieți în comentarii părerea voastră, cum v-ați împăcat cu el. Noi o să-l folosim diseară, pentru că după amiaza asta o să mergem la niște prieteni la grătar, așa că o să mă machiez puțin și atunci, o seara când mă întorc pe demachiere, o să-l testăm împreună pe acesta. Vedem cum miroase, ce scrie aici, Instant Melting Makeup and Impurities. Deci scrie că topește instant machiajul și îndepărtează impuritățile. Tot ce face asta mica mea că nu e cu minte. Bună! Ce-ai găsit? Ce să văd? Mamă, mulțumesc! Nu, nu, pa! Are o textură destul de grasă și este și parfumat și arată ca... Așa, deci este colorat. Îl testăm împreună seara, îl punem aici. Pe oglindă tare, doream să scap de ambalajul ăsta de carton pentru că astăzi este sâmbătă și am de gând să fac puțină curățenie în casă pentru că se cere. Am lucrat ceva mai multe zile și am cam neglijat partea asta de curățenie, plus că a venit căldura și iarăși se cer șterse geamurile, am mai plouat praful în alta și trebuie neapărat să-mi șterg geamurile astăzi, printre altele. Am multă, multă treabă astăzi până ajungem să mergem la acești prieteni ai noștri la grătar. Nu o să vă țin cu toată treaba mea pentru că o să mai intru din când în când să vă dau câte un update cum stau. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun este să nu vă speriați de buza asta mea sau să nu credeți că mi-am pus ceva în buze pentru că buza de jos este ceva mai umflată. Nu se vede foarte bine când vorbesc, dar dacă stau, gen așa, partea asta este mai umflată. Asta este pentru că mi-a ieșit o aftă în interiorul buzei, chiar aici, așa, și tot nu îmi trece, e ceva mai bine, a fost până în partea aceasta și nu puteam nici să mănânc, așa că, da, a fost extraordinar. Dar de asta am buza puțin umflată, nu mi-am injectat nimic, nu mi-am făcut nimic la buze și sunt strălucitoare pentru că am folosit balsamul ăsta de buze, care, apropo, este extraordinar de fain.
Eu l-am primit într-o cutie de la Look Fantastic, de la Dr. Lip Original Nipple Balm, 100% natural, spun ei, pentru piele uscată. El nu este pentru multi-purpose, multi-usage, pentru piele uscată sau pentru buze uscate. Să știți că de când mi-a apărut minunea asta la gură, nu știu dacă mi-a apărut pentru că mi-a fost foarte sete noaptea și nu m-am trezit să beau sau din ce alt motiv a apărut, însă mi se usucă buzele foarte, foarte tare și nu mă pot da cu rujurile care mă dau de obicei și mai exact acele luciuri care au rezistență îndelungată pentru că mi usucă și mai tare buzele și efectiv, dacă mi se usucă foarte tare buzele, mă doare și mai tare și afta, așa că e o combinație perfectă. Bun, asta am să vă zic eu acum. Eu mi-am făcut rutina, mă rog, nu mare rutină, nu mi-am dat un cleanser de dimineață, doar mi-am aplicat conturul ochilor, crema asta de la Cosmetic Plant cu Q10, care îmi place mie extraordinar de mult, apropo, și a avut o cantitate mega generoasă, 30 de litri, dar mie mi se pare că e mult mai mult aici, nu știu de ce. Și pentru că este o zi înnorată, nu este soare afară, mi-am aplicat această cremă de la Nivea, Nourishing Day Cream cu SPF 15. Dacă e mai soare afară, îmi aplic o cremă cu SPF 50. Nu am niciuna între ele aici, pentru că una este în geantă și una este în camera de machiaj, unde mi-am dus-o dimineață. Dar da, și mi-am aplicat mai întâi acest serii, zic eu, Skin Renewing Gold Emulsion cu Protinol de la Avon, care îmi place extraordinar de mult, hidratează foarte, foarte bine și arată cam așa. Bun, asta am fost eu acum. Ne auzim puțin mai încolo, mă duc să fac o cafea. Și am revenit, dacă e daily vlog, daily vlog să fie, așa că o să fie cu multe chestii, inclusiv câteva cumpărături alimentare. Ce e, mami? Micuța s-a lovit la picioză. E atât de comică. Afară a plouat puțin, așa că pământul este puțin ud și s-a împiedicat, a căzut și a căzut cu piciorul cu sandala în pământ și s-a murdărit. Și nu vreți să vă spun ce făcea. Râdeam cu a mea, zis că asta să fie fetiță de oraș. Și acum tot zice, au, 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 că s-a lovit, dar mami a dat-o, a curățat-o și a dat-o cu crema, așa e? Da, mami, te-a dat cu crema, așa e? Câtă durere în suflet avem! Ia, unde e fata? Bună! Ce faci acolo? Te-ai lovit? Ai făcut buba? Unde-i buba? Ia, unde-i bubița? Buba! Unde-i buba? Arată unde-i buba, să vedem și noi ce bubă mare ai. Hai, arată bubița! Nu vrei? Mama asta, nu? Da, mami asta. Bun. Îți dă mami un pic de asta? Vrei? Da. Hai, dă-mi cu acesta. Eu tot timp. Hai, ții tu. Hai, ține tu. Da, te stai mai aproape. Vedem mai aproape că să vărsăm. Tu. Hai, tu ține și mami pasă. Nu, mama. Stai tu, că dă-l pe jos. Da, dă-l pe jos. Gata, dă capac. Gata. Capac. Hai, uite. Vai. Hai, ia-ți-le. Bun, dacă am fost la Lidl, dacă am fost la cumpărături, am fost la Lidl. La noi în oraș e o întreagă nebunie. La intrare sunt conjur tot orașul ca să ajung acasă. La Carrefour nu poți ajunge pentru că se lucrează. Se scot linii de tramvaie, chestii, e o întreagă nebunie. Ci că o să dureze vreo două săptămâni. Și ce înseamnă că am de înconjurat destul de mult ca să ajung acasă. Dar, oricum intenționam să merg la Lidl. Am mers la o farmacie veterinară să iau niște chestii pentru porumbei. Și am fost să fac o două cumpărături alimentare pentru că, hei, nu mai avem nimic de mâncare în casă. Ca și curăție, de am reușit doar să schimb lejeria. Am pregătit mașina, dar nu am pornit-o și să-mi schimb în living pătura, pentru că aveam o pătură de aceea destul de groasă pe canapea. Noi mai ținem pe canapea o pătură ca să o protejăm, pentru că stăm foarte mult jos și dacă nu am ține, micuța mai varsă diverse chestii și cu siguranță am pătat-o doar la Crăciun și diverse chestii mai scoatem acea pătură, dar vara pun o... nu e o pătură, nu știu nici cum se cheamă. Dar în fine, un fel de pătură mai subțirică, ca să nu transpirăm. Dar, de la am luat, v-am zis că vreau să fac mâncare. I-am luat micuței un ou, care l-am ascuns pe aici să nu-l vadă. Aute aici. Și am luat micuța un ou. Nu-i dau, nu o alarmă aici. Da? Nu-i și am micuța un ouț. Apoi i-am luat eu un suculeț din acesta de la camara noastră cu mere și cărtină. Mai iau eu și din Carrefour, să știți, dar e și mai ieftin la Lidl. Să aduc bonul ca să vă zic direct prețurile. Dar e și foarte bun, așa că îl cumpărăm pe ăsta noi. Haideți când vi revin cu bonul să vă zic și cât am dat.
Am revenit. Nu am cumpărat multe chestii de la Lidl, dar să știți că am plătit 202 lei pe chestii mega esențiale. Iar pe sucul ăsta de mere și căt ne-am dat 18 lei sau 17,99 lei. Iau special pentru asta mica mea, decât să iau alte prostii. Ăsta este bun și este cât de cât mai sănătos, o variantă mai sănătoasă. Apoi pentru micuța am mai luat lapte și luăm pe ăsta de la Zuzu pentru că bea foarte, foarte bine. Eu le iau pe ăsta cu 1,5% grăsime. Și vreau să vă zic că s-a ieftinit foarte tare. Adică costa undeva la 14-15 lei sticla asta de lapte, acum costă 10,39 lei. Cred că atât am dat pe ea. Am observat zilele trecute când ne-am cumpărat, 10,29 lei, deci 10 lei sticla, iar cea roșie costă vreo 13 sau 11 lei și un pic. Dar noi o luăm pe asta albastru cu mai puțină grăsime. Vreau să vă zic că de când îi dau laptele ăsta, cred că îmi termină o sticlă la 2 zile și înainte nu termina nici în 4 zile. Cere lapte destul de mult, am învățat să ceară, mama, lapte, lapte, și bea câte 3-4 biberoane pe zi cu lapte, ceea ce nu se întâmpla, poate și la vreun puseu de creștere ceva, nu știu, mă gândesc. Apoi, vreau să fac niște șnițele și am luat niște piept de pui din acesta, 650 de grame, 19 lei și un pic. Am bon aici și de asta. Da, 19,29, 650 de grame e suficient pentru câte șnițele vreau eu să fac. Pentru că am văzut să cumpăr cel la... Vid mai au ei o variantă, să știți că este foarte bun și acela, dar are peste un kilogram, 28 de lei kilogramul, deci cumva tot pe acolo prețul, dacă ăsta 650 m-a costat 19 lei, e suficient atât totuși pentru câte șnițele am eu nevoie să fac, nu cumpăr mai mult, nu cumpăr carne să o țin la congelator, eu o cumpăr și o fac. Și am mai luat niște carne tocată vită porc, eu o cumpăr totdeauna varianta aceasta, să știți că este foarte bună pentru ciorba de perișoare și o să facem o ciorbă de perișoare, apropo. Apoi, este super weekend, așa că la super weekend am găsit rolele astea de bucătărie, două role super absorbante cu trei straturi. Am eu unul acum, cred că tot este de super, super subțire, deci n-am mai folosit un prosop de bucătărie atât de subțire, nici nu mai știu de când. Pentru că n-am mai cumpărat de mult de la Lidl varianta aia lor, de la Floralis, tot am cumpărat diverse alte chestii, pufina, țeva, au tot fost ele la diferite oferte, de aia le-am și luat, că au avut un preț bun. Dar pur asta am luat-o pe asta de la pufina, două role cam atât de mari. Au fost 17 lei și 99 de bani, mi se pare un preț foarte, foarte bun, deci cumva 8 lei, 9 lei rola și cea la Lidl acum e vreo 13 lei o rolă, așa. Sper să fie și mai grosuță, o găsiți doar sâmbătă și duminică, la super weekend. Dacă rămâne ceva, dar mă îndoiesc la prețul ăsta, le mai găsiți și în cursul săptămânii, pentru că nu este un produs care iese de regulă în sortimentul lor. Apoi, micuței mele i-am luat, pentru că nu i-am cumpărat de mult, niște pirieoașe din acestea de la Lidl, de la Bio, sunt 4 în interior și costă 10 lei sau 9,99 lei, o să vă și arăt cum l-am luat să-i dau, dar cam așa arată. Tura seama varianta cu măr, afine și zmeurică. Mai luăm pe gustărică, mai ales dacă știm că mai plecăm la drum și intenționăm să mergem și noi puțin la plimbare. Am un weekend prelungit așa, liber, sâmbătă, duminică, luni, marți și intenționăm să profităm și să mergem și noi să ne relaxăm puțin, să luăm o gură de aer proaspăt. Apoi micuța și-a luat cu farin, pentru că îi plac ei așa și pe ăștia am dat... După 5 lei, nu, 4,89 lei, da, după 5 lei, v-am zis, cam ăsta am făcut pentru farin, o să punem pe aici, mâncă și mami și tati și verita. Apoi, la gratuități am avut la cupoane, cumva, la niște cumpărături s-au adunat acolo în aplicație și am pus gratuit punga asta de paste, da, noi mâncăm paste, așa că, iar mai nou, ca să nu mai dau micuței paste cu sos de roșii, pentru că îi plac pastele, dar de la sosul de roșii se uită foarte tare. Am descoperit, știam, dar nu am mai făcut de foarte mult timp și nu știu de ce, paste cu smântânică și cu bacon sau cu bucățică de cărniță, dar le mănâncă și doar cu smântână și sunt absolut delicioase și așa evităm să mai facă pe la guriță diverse chestii. Apoi, i-am luat iaurțelele astea de la Safari Fruit King, brânzică cu fructe, cum se cheamă ea, e un fel de Danonino, dar e la un preț mult mai accesibil. Danonino îmi dai pe 4-7 lei, așa am dat pe 6 bucățele 5 lei și vă 29 de bani. Stați-mă și uit să vă zic exact. Se numește brânză de vaci, 5,39 lei, 6 bucățele, zic că e un preț bun și are fix același gust ca și Danonino, credeți-mă, pe cuvânt. Apoi, am luat două beri pentru soțul meu și am luat varianta asta. Stați să mă uit, da, e bun, e în termen. Am putea să mă uit la termene, 4-5-2024-2025, de la Steam Brew. E cumva o variantă așa de festival, mi s-a părut super interesantă. Și am luat două, German Red și Imperial IPA se numesc astea. Două, 3 lei și ceva era la ofertă,
3,29 lei era la ofertă, nu știu dacă ați observat, dar cu siguranță dacă cumpărați bere ați văzut că s-a scumpit extraordinar de tare, adică costă peste 5 lei o doză de bere, așa că 3,29 lei e un preț bun. Iar pastele astea care le-am primit gratuit, să știți că costă 4 lei în magazin, evident, în sortimentația lor. Apoi, mă chinui de foarte multă vreme să cumpăr o cafea decofeinizată, pentru că noi bem mai multe cafele pe parcursul zilei și atunci prefer să-mi iau și o cafea decofeinizată. Noi o cumpărăm pe asta de la Lidl, de la Bella Rom, să știți că este extraordinar de bună. S-a scumpit mult, era odată 7 lei și ceva, acum costă 13 lei și, vă zic și exact, 13 lei și un pic știu că e, da, 13,99 lei, deci 14 lei, era 7,50 lei odată, dar hei, n-am luat de mult, mă tot chinui să cumpăr de multă vreme. Apoi am luat două ciocolățele, din acestea cu arahide, 3,50 lei sau 3,90 lei, să vedem. 3,50, 3,49, oricum sunt foarte bune, iar prețul este mult mai accesibil decât alte branduri și alte... Deși cred că și pe Milka am dat 4 lei și 10 bani, deci nu mai e mare diferență așa cum era odată. Apoi soțul meu i-am luat bombonele astea de la Big Fit, că lui plac tare, tare mult, alune în ciocolată, care sunt un fel de M&M's, dar din punctul meu de vedere sunt mai bune și mai bune la preț. Au costat vouă 7 lei și ceva, stați așa să văd. Nu s-a fi de în ciocolată, arahide, 7,99 lei, 8 lei și astea erau 4 lei și ceva odată. Eu am rămas setată cu așa. Nicuțe, am luat două geleuri care nu o să le dau astăzi pentru că am mâncat suficient dulce azi. Astea au fost 5,99 lei în formă de crocobau. Îi plac geleurile și mai lung. Iar pentru mami, preferatele mele sunt acestea și anume safide în ciocolată care costă 5-6 lei. Ia să vedem cât costă să aveți. 6 lei. 5,99 lei, da. Cât e scump, serios. Deci nu mai vorbesc. Apoi am luat pentru pisicuță două seturi în aceasta. Unul l-am desfăcut deja și am dat săpape. Asta de la Cușida, 4 bucăți, 5 lei. Să știți că este foarte... Mi se pare foarte accesibilă ca preț și pisica mea o mănâncă foarte bine. Iar apropo, dacă nu v-am zis pisica, nu v-am spus, pisicuța mea are puișori. A avut 5, din păcate trăiesc doar 2. Unul este gri frumos și unul este gri așa, tigrat, iar celălalt este negru. Așa că trebuie să avem mare, mare grijă de ea, să pape foarte bine, să apată hrăni mititei. Sunt așa de grăsun și frumoși, poate vii și arăt în daily vlogul acesta. Vedem. Au făcut ochișori, încă nu au ieșit din culcușul lor, dar mămica lor are grijă de ei că tare grăsunei. Și mai am doar două chestii. Saci de gunoi. Eu îi cumpăr totdeauna pește de la Lidl, așa, 60 de litri cu... bandă din asta galbenă, adică se strâng așa ca aici. Sunt foarte buni, sunt mari, încăpători și pe cât sați sunt aici. 25 de bucăți costă 10 lei. Eu zic că e un preț bun, având în vedere că sunt foarte calitativi. Și sincer, decât să folosesc, nu știu, 3 saci din aceia mai slab, mai bine îmi cumpăr unul și bun și credeți-mă că vă țin mult timp. Iar ultimul lucru care am cumpărat a fost niște bețișoare, sunt de fapt niște bețișoare de urechi, pe care nu știu cât am dat, 2,99 lei. Oricum știam că sunt foarte ieftin, de aia nici cred că nu m-am uitat. Eu am o cuțită pe care o alimentez la baie. 2,99 lei. Bețișoare de urechi pentru că nu mai aveam la baie și de mult și o trebuia să cumpăr. Da, linci, ouțul, măi, nu vreau, eu nu vreau. Dă și mie să pap din ouț. Papă-l tu. Dar fă așa. Poftim. Da, tai și jucăria, uite. Și cam astea au fost... toate marile mele cumpărături. V-am zis că au fost puține, puține. Nu pap. Nu pap, nu. Îmi dai și mie? Au fost puține, dar scumpe de punct de vedere. Și încă asta nu e nimic. Adică în ideea în care la Lidl chiar vezi cât de cât mai vezi ce cumperi. Că dacă te duci pe în altă parte, nici nu vezi pe ce dai banii. Dar asta e viața. Da, deci urmează să facem mâncare astăzi. Curat. Să spălăm, să călcăm și eventual să mai ajungem și la, unde am zis că ajungem? La grătar. Sperăm. Așa sperăm. Să ajungem. Nu știu ce e asta și pentru ce e. Trebuie să mă uit cum se instalează jucăria asta. Ah, deci a picat chestia asta. Trebuie să văd cum să o montez. Nu sunt cea mai bună la... gata, știu pentru ce e asta. E ca să pui care și să acara ceva. Ceva de genul ăsta. Hai să vadă mama. Bun. Vă las momentan, o să fie un daily vlog destul de lung, probabil jur de o oră, mă gândesc, pentru că, de ce nu? Așa? Hai că am nimerit. Poate. Și ăsta oare unde se mai pune? Stai, mami. Să văd. Ăla e în sus, deci se prinde cu chestia asta, undeva aici.
Să mor dacă îmi dau seama unde se prinde asta. A, aici, gata, am găsit. Dacă l-am montat. Asta este marea jucărie care a picat micuței. Poftim. Și ăsta-l pui aici, călcară. Na. Gata, l-am montat. Bun, vă las, ne auzim un pic mai încolo. Ce, să vă arăt pisicuțele. De seară să vă arăt cum mă demachez. Nu vă mai arăt și cum mă machez. Ne auzim. Cam asta este marea mea ținută de ieșit în oraș în seara asta. Nu se vede foarte bine aici, dar să știți că am schimbat geaca și nu am mai filmat pentru că mi s-a părut că nu știu. Blugul era gri, geaca de blug era altă culoare și mi s-a părut că nu se potrivește, așa că mi-am luat o geacă. Bun, filmăm, ne demachem cu produsul ăsta de la Oriflame. Am zis că îl încercăm în acest daily împreună, așa că se dă drumul la treabă, să vedem dacă dă ceva instrucțiuni aici. Hai să mă apuc de treabă. Aplicați pielea uscată și masați. Spălați, clădiți cu apă și evitați contactul de cu ochii. Adică nu mă putem machia și pe ochi cu ăsta. Hai să vedem. Cam așa se prezintă. Nu se duce. Și mă îmbut destul? Cred că nu. Ceva ciudat. Hai să vedem. Era super lăudat, așa că... și în oglindă, să știți. Nu știu cum aș putea să evit contactul direct cu ochii când eu trebuie să îmi demachez ochii. Mi se pare că pui foarte mult produs, dar de ce stă așa foarte... Dar mi se pare că îți folosești foarte mult produs comparativ cu alte produse de genul ăsta pe care le-am mai folosit eu. Hai să vedem... De tâmpitopești de machiajul din ce văd eu. Cât de bine, vedem imediat. Mi se pare că e destul de binișor, așa. Acum vedem cât de bine ne clătim și revenim. Să iau eu un șervețel din asta să vedem ce se mai ia pe el. Deci la ochi încă se ia. La ochi mi se pare că n-a fost chiar o treabă așa de bună. Dar cred că tam... Îmi place că pielea încă e hidratată. Nu usucă pielea, dar e un unt până la urmă. Cred că aici n-am dat, așa că nu o să fiu cârcotașă. Hai să facem așa. Și acum, așa. Nu zată pe spate, sincer. Față de alte produse de genul ăsta pe care le-am folosit, nu e wow, dar demachează. Binișor. Să fac așa, pentru că... Da, să știți că demachia binișor. Lumina nu e dintre cele mai bune la mine la baie, dar... Demachează bine, tenul nu rămâne uscat. Ceea ce îmi place. Dar e demachiat, a demachiat foarte bine. Asta e ideea. Dacă demachiază, e bine. O să mă dau și crema de seară. Dacă tot sunt aici. Și o să mă dăm cu crema de contur. Aceeași cremă care m-am dat și astăzi dimineață. Cam așa. Bam, bam, bam. Și mai fac eu o chestie, folosesc minunea asta așa și facem masaj așa. E rece și e foarte mișto pentru că are capătul ăsta de metal. Oh, e bun. E bine. Apoi o să folosim aceeași emulsie cu Protinol Gold Emulsion de la New, de la Avon. Apropo că vă spuneam de produse de la Oriflame, că mi se par aceste de skincare destul de scumpe și că găsiți produse la fel de bune sau că fac o treabă la fel de bună la, la prețuri mult mai accesibile. Este vorba inclusiv de produsele acestea de la New, de la Avon.
care mi se pare că fac o treabă destul de bună și am dat eu vreo 30 și până, vreo 40 de lei pe o cremă, deci practic dacă ar fi 5 produse ar fi până în 200 de lei, poate chiar și mai puțin. Cu siguranță mai puțin, de fapt, pentru că crema de ochi e cea mai ieftină. Deci, cam asta și cu demachierea, cu produsul ăsta de la Oriflame Wand. Dacă ar fi să fac o comparație între ăsta și cel de la Hello Clean, îmi place mai mult cel de la Hello Clean, în primul rând folosit o cantitate mult mai mică pentru a demachia și, în al doilea rând, se pare că acela curăță puțin cel mai în profunzime. Lasă termen hidratat, în schimb, nu-l usucă, ceea ce e un lucru bun. Demachează relativ bine, dar mi se pare că folosesc o cantitate destul de mare, așa că din punct de vedere are un minus. Dar da, e un produs bun. Pe total, vă recomand totuși de la Hello Clean, dacă nu știți despre care vorbesc, vă atașez aici o poză. Ăsta nu știu cât costă, dar v-am zis că mă interesez. Acela de la Hello Clean costă 65 de lei, dar m-a ținut mult, 2-3 luni, nu știu, foarte mult. Ăsta, la cantitatea care trebuie să folosesc să mă demachiez la un machiaj atât de simplu cum e cel pe care am avut astăzi, mi se pare că atunci când aș lua un machiaj puțin mai greu, aș folosi o cantitate și mai mare, deci mă gândesc că mai mult de o lună nu ține, dar hei, vă țin la curent. Cam asta pentru seara asta, am fost în oraș, am mâncat o sată bulgărească, bună, bună, rău. Micuța este la bunici, noi suntem cu câțiva prieteni la noi, ne vom uita la un film și ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat! Noapte bună! Bună dintr-o zi de duminică! Continuăm de acest daily vlog, iar astăzi este deja ora 12, ne-am trezit sau m-am trezit pe la 7:30, micuța este la bunici și n-am putut să mai dorm, așa că m-am trezit și facem un grătarel la noi. Avem niște prieteni în vizită și așa să-mi prind eu părul. Ies afară, este soare puternic, așa că vreau să mă dau cu o cremă SPF, cu un SPF de fapt. Vă recomand să folosiți SPF, mai ales vara, mai ales pe data asta de 50. Și în acest sens eu o să folosesc acesta de la A New cu vitamina C, Daily Defense Moisturizer Vitamina C by Avon cu SPF 50. Vă recomand să folosiți, eu mai am un SPF, îmi place acesta pentru că nu lasă pelicula aia albă și o să vedeți imediat. Și nici nu mă încarcă tenul, nu mi-l lasă lipicios. E destul de, cum să zic eu, e spornică, dar nu se întinde foarte, foarte tare. Da, lumina ne joacă feste. Și vă sfătuiesc să vă dați și pe zona gâtului și pe zona decolteului dacă este la vedere. Dacă vreți să preveniți semnele îmbătrânirii, să știți că mult timp nu am folosit SPF, acum recomand tuturor să folosească și vă recomand și vă să faceți lucrul ăsta. Noi ne auzim iarăși puțin de mai târziu. Ciao, ciao! Mulțumesc! Bună, bună seara dintr-o zi de luni, seară, 19 iunie mai exact și am intrat pentru că vreau să încheiem acest daily vlog și o să-l încheiem printr-un scurt haul Penny. Scurt, pentru că mi-am luat câteva chestii care mi-au necesare să mai fac ceva de mâncare prin, nu știu, cam asta, cred. Astăzi am fost într-o mică plimbărică cu micuța și cu soțul până la humor și am fost... Ata, un dată ți-l dau, mami. Vă arăt ăsta repede. I-am luat la micuță niște yummy gummy geleuri de la Roshan care au costat vreo, nu știu cât, pentru că mi le-a pus asta mică până... Coș 4 lei, 3 lei și 19 bănuți. Da, am mers cu ea la Penny, așa că și-a pus ce-a vrut ea în coșuleț. Am fost să mă duc cu o colegă să-mi dea ceva. Și ne-am oprit la Penny în Dumbrăvei.
și și-a pus ea de toate în coșul, dar i-am luat numai selectiv așa. Și am luat aceste geleuri micuțe la 3,19 bănuți. Și-a luat o Eugenie, nici nu știu dacă ară să mai zic cât, 1,29 €, papă, nu papă, mama. O Kinder, evident că de ce nu. Ăsta a fost Kinder O, 3,99 €. Le-am luat eu niște cafete în ciocolată, care costă 5,99 €. Pentru că sunt mamele mele preferate să fie de la astea în ciocolată, așa că sunt aceleași preț ca și la Lidl, văd. Apoi am luat și e foarte bună mâncarea asta pentru pisicuțe de la ei, de la Penny. Și costă vreo 17,2 kg. Pisica mea mănâncă foarte bine și nu mai avea mâncare uscată pentru ea. Și am luat și mâncarea asta umedă, 12 plicuri, 12 ori fi, de la Luisa adulta, 12 plicuri, care costă, hai să vă zic, bonii, nu, ia mijeleuri, mere, unde le-am pus? Hrană de pisici, 14,99 €. Asta, e foarte bună. Ei plac. Psicuțele, psicuța mea le mănâncă foarte bine. Are și doi pliți pe care n-am reușit să vi-arăt, dar o să vi-arăt, probit. Apoi mi-am luat o din asta de bacon, pentru că vreau să fac niște paste cu bacon. V-am zis eu că am descoperit sau mi-am reamintit de pastele cu smântână și bacon și micuța mea nu se irită. Și asta e foarte important. Apoi mi-am luat două sticuțe de sana din acestea de la Bonnie, de Bonnie de tot. N-am luat niciodată, cred că e marca lor, celor de la Penny, și costă... Bonnie, Tasana 3,79 €, am luat două, să mai servim ceva seara, eu și soțul. Și am luat și pentru micuțe, evident, niște lapte, am mai luat o sticlă de lapte din ăsta Zuzu, 10,99 €, e cu 70 de bani mai scump ca la Lidl. Mi-am luat Snickers, 2 lei și ceva, am luat câțiva morcovi, era 5 lei kilogramul, am luat două mere golden și mi-am luat la micuță o jucărie, vă arăt imediat, și soacra mea mi-a dat niște borș acru de la țară, de la țărani, făcut, cumpărat de la piață, că este foarte, foarte bun ciorba și trebuie să fac o ciorbică. Haideți să vă arăt rapid și jucărioara și ales o ia. Sunt la reducere la Penny, de la 45 de lei la 18 lei și e vorba despre aceste maimuțele frumoase. Se pare super, super drăguțe și și-a ales ea asta. Mă zic, haide să-i luăm, că nu se întâmplă nimic dacă îi mai luăm o drăgălășenie din asta. Da, am avut o zi frumoasă astăzi. Am mai luat o pungă de juice, o pufule și micuța mea și-a mai pus în coș niște biscuiți Petit Beurre. Așa că i-am luat, ne-am conformat. Cam astea sunt toate cumpărăturile și cam asta am fost și eu în acest daily vlog. Sper că v-a plăcut, sper că e suficient de lung, sper că nu e nici prea scurt, nici prea lung de fapt. Și noi ne revedem iarăși data viitoare, care nu știu exact în ce zi o să fie, dar probabil tot în această săptămână și cel mai probabil cu un clip de empties, pentru că s-au dat extraordinar de multe produse și trebuie neapărat să scap și de ambalaje. V-am pupat, să aveți o săptămână frumoasă!